Bună dimineața! Cât de tare aș fi vrut să stau măcar încă o zi în hotel, dar în mie mi-a achitat doar pe o seară. Și un lucru foarte important îl știu, că dacă am să stau pe loc, distanța nu se va micșora, așa că cel mai bine să continui drumul. Până în orașul Pisa mai avem încă 50 km. În două zile cred că sunt acolo. Io sono uno, non sono così fine da prendere i pranzini. Sempre pesce, eh? No, è così, viene dal mare, che bel pulito, però... È... Eh sì, è un'altra carne, però... Beh, la carne... Tot timpul după ce mă odihnesc o zi, îmi pare că rucsacul are mai mult de 20 kg. Într-atât de greu, că prima jumătate a zilei mă rupe umerii. Salut! Care a fost logica că m-am pornit în această călătorie mergând doar pe jos și fără bani? Mergând doar pe jos nu e o problemă, pentru că toată Europa face acest lucru, face călătorii doar pe jos. Dar fără bani a fost mai mult un experiment în care am vrut să văd cât de mulți oameni mă vor ajuta în această călătorie. Și până în momentul de față, numărul lor este chiar foarte mare. Zece minute plouă puternic, îmbrăc geaca de ploaie, ploaia se oprește. Merg puțin fără geacă, din nou plouă. Despre acest lucru și vorbeam. Jumătate de oră plouat, acum este soare. Au căzut de pe palmier. Cum credeți? Sunt bune la gust. Nu chiar. Stăteam și mă gândeam că dacă am doar 50 km până în orașul Pisa, aș putea să-i fac toți astăzi. Că în prima zi când am mers spre orașul Padova, am reușit să fac 50 km într-o zi. Mai ales că ieri m-am odihnit bine. Este ora 15:30 și până în orașul Pisa mai avem încă 29 de kilometri. Toamna deja e aici. Toate frunzele au deja o culoare aurie. Și cât mai aproape de ora 17, cu atât mai multe persoane vedem în stradă. Încă 24 de km și suntem în orașul Pisa. Dacă am să merg câte 4 km pe oră, în 6 ore suntem în Pisa. Dacă acum e ora 6, înseamnă că la 12 noaptea voi fi deja acolo. Este ora 8 și afară deja este întuneric, dar eu am să-mi continui drumul. Și cred că astăzi oricum ajung în orașul Pisa. Când merg prin orașe și se întunecă, tot timpul îmi iau în mână dreaptă un spray lacrimogen, dar când merg prin păduri și prin câmpuri, parcă nu am nevoie de el. Până acum nu mi s-a întâmplat nimic, dar să mă asigur niciodată nu strică. După cum mi arată navigatorul, trebuie să merg
printr-un fel de pădure, dar drumul este drept și cred că n-am probleme că data trecută noaptea în pădure. Totuși, mergând noapte prin așa zone, este un sentiment aparte, un pic de frică și datorită la acest lucru, nici nu mi-e sete de apă, nici nu obosesc, numai un gând mai repede să ies din această pădure. Sunt cam la jumătate de drum și să nu plouă atât ieri și astăzi, eram să mă opresc să prind un foc, dar din păcate toate lemnele sunt ude și nu am altă ieșire din situație decât să-mi continui drumul. Când mi-au rămas doar câteva sute de metri să ies din acest parc pădure, am dat de o poartă pe care scrie proprietate privată. Încerc să merg pe marginea gardului, poate găsesc ușile. Și din nou același lucru, numai cum eu sunt dinăuntru. Trebuie numai decât să găsesc ușile. Ciao! Si, si. Ciao. 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 Cum a fost ieșire? Grazie. Buona serata. Sunt încă 10 km, dar sunt cam obosit. Mă dor și picioarele. Dacă găsesc un scaun, ori un loc unde să mă culc, cred că mă culc. Deja mâine voi continua drumul. M-am oprit într-o stație de autobuze. Am să mă odihnesc puțin, 10-20 minute, după care decid ce fac, merg mai departe sau am să încerc să dorm aici pe scaun. Dar sunt destul de obosit. Zic până mă odihnesc să mănânc niște fructe uscate. Scot primul pachet, credeam că e ananas, dar el e zenzero. Perfect, foarte gustos, foarte bun. Chiar mulțumesc că l-ați adus. Am găsit un loc destul de ok. Am să mai stau puțin pentru că sunt câteva persoane. Și după ce pleacă, încerc să mă culc. Am să încerc să adorm. Toate informațiile despre călătoria mea o găsiți în descriere. Vă doresc vouă o noapte bună și ne vedem în vlogul următor.